Alexandru, apoi rândul 4. Și apoi... Bună ziua! Mă numesc Alexandru Cătun, sunt student în anul 1 la master, Universitatea Maritimă Constanța. Mă așteptam să veniți să ne prezentați ce ați făcut în acest timp de când sunteți la guvernare, nu să ne prezentați problemele că le știm. PSD guvernează din 27 de ani, 20 a fost la guvernare. Ce a făcut în acești 20 de ani? Și ce a făcut în acești 2 ani sau cât a trecut din acest mandat? Veniți, vă rog frumos, cu ce am făcut, nu cu ce probleme avem, cu ce ar trebui să facem. Noi știm care sunt problemele, dumneavoastră aveți o posibilitate să le și rezolvați. Domnul Gabriel Petre a fost președinte UNSR sau ceva, nu prea am auzit de ei. Ați fost... Ați fost... Sunteți președinte tineret social-democrat cu accent pe tineret și ați fost, din câte am căutat eu, și președinte al unei organizații de studenți din Universitatea Politehnică București. Este adevărat? Da. Ați fost cazat pe perioada studenției în regie, în Cămine Grodăvești? Nu, Grodăvești, tare noastră. Grodăvești, ține de Universitatea din București, regie, ține de Politehnică și un alt. Ok. Ați fost cazat în regie la Cămine din Politehnică? Da. 25 în special? Lăsați-mă, vă rog, cum o să termin. Eu vin din Constanța, am stat la cămin 5 ani de zile, un cămin decent, îi spuneam, până alateri. La începutul proiectului am fost cazat în regie, la căminile care aparțin de automatic. Condiții execrabile, am fost dat afară. Toate sunt la fel, dacă mergem putem să le luăm la rând, nu e nicio problemă. Am fost dat afară la propriu de gândaci. Mobilierul este de pe vremea FSN-ului. Băile sunt pe stil turcesc și sunt condiții mizerabile acolo, mai rău ca la pușcărie. Iar problema noastră este, problemele noastre sunt condițiile din penitenciare. Întrebarea mea este dacă până acum n-ați reușit din pozițiile pe care le-ați avut ca președinte UNSR, ca lider al unei organizații de studenți din Universitatea Politehnică sau ca președinte de partid de tineret, cel mai mare partid din România, ce veți face de acum încolo pentru condițiile studenților din Cămine? Vă rog să-mi răspundeți. Și altă întrebare. Ați susținut prin vot trecerea noului cod penal care favorizează infractorii. De ce într-un stat în care la angajarea unui post ca femeie de serviciu sau paznic îți cere cazier, iar noi în țara asta suntem conduși de oameni cu cazier mai mare decât CV-ul? Vă rog să-mi răspundeți. Ca fost student, sunteți mândru de președintele de onoare al partidului dumneavoastră? Reamintim program, evenimentele din 90. Întrebarea cu căminele, întrebarea cu dacă vi se pare normal. Recapitulez, întrebarea cu ce am făcut până acum, întrebarea cu căminele, întrebarea cu codul penal și întrebarea cu președintele de onoare. Vă rog frumos să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc. Să știți că nu știu de unde să încep, ca să fiu sincer. O să iau căminele. Căminele din regie au fost decazate acum 3 săptămâni. Intră într-un proces de igienizare. Voi ați venit cu o cerere și vi s-a alocat un cămin pe ultima 100 de metri în momentul în care deja la noi erau cazați în căminele care au fost igienizate pe față pentru admitere. Îmi pare rău că s-a produs această, nu știu, nu e vorba doar de igienizare, e vorba de condițiile în sine, care există de ani de zile și sunt folosite în ca atare. Condițiile în sine sunt în felul următor. În 2003, când am dat de un cămin, căminele nu erau reabilitate. Erau fost reabilitate în 2009-2010. Nu de pe timpul FSN-ului, ci în 2009-2010, toate căminele au trecut printr-un proces de reabilitare. Căminele cu acel WC-ul turcesc, să știi că sunt în toată țara. Nu e adevărat. Nu. Veniți la Timișoara, să vedeți ce condiții. Și la Constanța, vă rog. Aveți și la Timișoara cămine cu WC-ul. Haideți să... Nu, nu.
Haideți să facem să nu mai avem. Asta este ideea, să nu mai avem de acum înainte. Dușul în care nu există reglată apă rece, apă cale decât un singur buton. Există și, există și robinezi de apă caldă, apă rece. Eu vă spun așa, eu vă înțeleg supărarea și eu aș fi fost supărat dacă aș fi intrat într-un cămin și era gândaci. Dar trebuie să înțelegeți și voi că într-o universitate, pentru a se mișca niște lucruri, pentru a se face acea deranizare, aveam nevoie de timp înainte să știm ca să putem să facem acest lucru. Mi s-a oferit un ajutor de pe o zi pe alta, care, nu știu acum dacă mi s-a explicat încă de la început, domnule, cămine sunt decazate, nu s-a putut face curățenie în ele, eu nu vreau să spun pe nimeni, doar că nu știu dacă mi s-a explicat lucrul ăsta și dacă voi ați acceptat că acele cămine nu sunt de cea mai bună stare, sunt așa cum le-au lăsat studenții după ce ei s-au decazat. Vorbim de 27 de ani, nu de anul acesta. Da, nu de astea. 27. Căminele, încă o dată, au fost reabilitate în 2009-2010. Nu pare. Pe hârtie, probabil. Și ce e trist, că discutăm lucrul ăsta în condițiile în care acele cămine sunt locuite de studenți. Păi ai ce probleme. Da? Studenții aceia crede să nu se plâng. Mi se pare că lor le convin condiții. Nu, dar toată lumea din sare știe care e situația în regie. Eu, personal, sunt student la drept. Am fost odată în regie, vreau să mă credeți și am fost la multe cămine, nu numai în Petroșii. Așa. Eu, personal, nu aș putea să stau acolo și niciodată nu o să mai calc în căminele din regiune. Eu vă spun altceva. Mergeți în căminul de UD, mergeți în căminul pe 9, mergeți în căminul pe 12. Cămine care au fost reabilitate, închise un an de zile și schimbat în totalitate modul în care au fost ele gândite. Căminele, în cele de pe spate din regie, au fost gândite într-un anumit sistem care acum nu mai este posibil să poți să le... doar să-l inginizezi. El e teoretic în regie, trebuie dărâmat un cămin, construit altul după alte norme. Lucrul ăsta nu se face de pe zi pe alta și este valabil în toată țara. Noi putem fi acum rău, deși să spunem, domnule, trebuie schimbat tot. Trebuie să nu mai cazăm pe nimeni un an de zile, dărâmăm tot și construim alte cămine. Deja în regie a început un proces, sunt vreo 6 cămine care au trecut printr-un proces de reabilitare. Mai mult decât atât, avem cămine de pe față care sunt cu baie în modul, care au fost igienizate și arată ok. Dacă vreți să căutați nod în papă, găsiți la orice universitate și găsiți orice cămin. Și asta, valabilă pe de 27 de ani, da, de 27 de ani până în 2003 au fost așa, au fost reabilitate, ele în timp normal se degradează, urmează un alt proces de reabilitare, dar cred eu că ele trebuie dărâmate și construite altele după alte norme. Dar, încă o dată, dacă vreți să găsiți, într-adevăr găsiți. Este o chestie care mi se pare puțin tendențioasă, dar trecem peste. Cu codul penal, ce studii zici că ai? Că tu mai ai multe pe mine. Inginerie. Inginerie. Și te pricepi atât de mult la justiție? Ok, răspundeți-mi dacă... Să faci asemănarea sau deosebirea, cum arată pușcărie și cum arată... Sunteți mulțumit că sunteți condus de un domn cu cazierul mai mare decât Sibiu? Nu, să facem dialog. Eu te-am întrebat dacă ai studii juridice. Nu am studii juridice. Uite, eu n-am studii juridice și nu mă pricep la codul penal. Dar l-ați votat. Vreau să vă spun că... Eu cred că nu trebuie să existe abuz din partea nimănui. Nici de partea politicienilor, nici de partea instituțiilor care fac cercetări penale. Din acest motiv, atât timp cât putem îndrepta că o persoană stă printr-un abuz și o secundă în închisă și nu în stare de libertate, putem face lucrul ăsta. Mai departe, ce se întâmplă și dezbaterea despre justiție, vă rog să aveți cu specialiștii în drept. Dar eu te rog că atunci când mai faci acuze sau lansezi anumite... ipoteze, să te documentezi foarte bine în domeniul care te pricepi. Nu ceea ce scrie presa sau ce se aude în stânga sau în dreapta la colegi. Eu vreau să fii documentat, să fii argumentat. Care articol nu-ți place ție? Subiectul numărul 3. Nu poți să mă acuz pe mine de toată lumea care există în Partidul Social Democrat, așa cum eu nu pot să mă acuz pe voi de toți înaintașii voștri sau cei care sunt colegi cu voi. Pentru că voi nu răspundeți decât pentru faptele voastre și ceea ce faceți voi. Și dacă întrebarea asta, dacă sunt mândru de cineva, eu cred că nu are rost, că nici nu te întrebi dacă ești mândru de un înaintaș care a absolvit universitatea în care ești tu sau un coleg al tău de organizație. Poți să mă întrebi pe mine pentru ceea ce am făcut eu și pentru ceea ce cred eu sau ideile mele. În ceea ce privește ceea ce am făcut până acum, păi ți-a dat răspunsul singur. Transportul gratuit pentru studenți este adus de mine în programul de guvernare.
creșterea burselor este adusă de mine. La propunerea voastră, evident, dar dacă eu nu eram președinte la tineret, nu se întâmplau lucrurile astea. Pentru că m-am bătut și eu am scris acel program de guvernare pe zona de tineret și tot ceea ce întâlnești care are legătură cu studenții sau cu tinerii sunt rezultatul muncii mele de 15 ani în partid, stând și rezistând unor lucruri care nici mie nu-mi plac uneori, dar am răbdarea necesară astfel încât să cred în continuare în acele lucruri și să stau, să am răbdare să se implementeze. Așa că dacă vrei să schimbi ceva în țara asta, nu mai fi așa direct și fără argumente. Vino cu argumente și luptă-te să se schimbe. Nu acuza pe unul și pe altul că nu fac. Vino tu să faci. Deci putem conduce țara cu cazier, nu putem feme de serviciu. Am înțeles. Da. Claudiu se va retrage pentru că are un avion. Va veni colegul lui în sală. Claudiu, te rog. Eu vă mulțumesc încă o dată și îmi pare rău că nu pot să stau până la final la acest discuții. Am să rog pe colegul meu, Robert Lista, să înlocuiască să discute. Mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc dezbaterii.